Astăzi, noi prezentăm mai mult decât bugetul pe anul 2019. Prezentăm o viziune pentru România anului 2019. O viziune care are la bază angajamentele asumate prin programul de guvernare, multe dintre ele fiind deja îndeplinite. Lipsesc amendamente respinse în Comisia de Buget Finanțe, însă aceste amendamente trebuie să figureze la dezbaterea din plen, chiar și la amendamente respinse, pentru a nu priva parlamentarii de dreptul lor constituțional. Eu apreciez efortul pe care colegii noștri l-au făcut, colegii noștri din cele două comisii, cât și staful tehnic. Au terminat azi noapte undeva pe la ora 4-5 dimineața și s-ar putea să existe una sau două erori. Toate amendamentele admise sau respinse se vor regăsi în... Având în vedere că în sală se află un condamnat penal cu drepturile civile interzise și este deputat în grupul PSD, vă rog să luați măsuri pentru ca domnul deputat Goga să părăsească sala, pentru că nu are dreptul să voteze. Am luat act, am discutat.